un cuplu împreună cu un prieten de familie își parcau mașina în fața blocului, când un individ înarmat s-a apropiat de ei amenințându-i. Cei doi bărbați au început să fugă printre autoturisme pentru a-i distrage atenția tânărului scandalagiu, în timp ce femeia s-a baricadat în mașină și a sunat la numărul unic de urgență 112. Jandarmii Gălățeni au fost solicitați prin apelul 112 să intervină pentru apanarea unui conflict. La fața locului a fost depistat un bărbat care amenința un grup de persoane cu ajutorul unui cuțit și a unui topor. Cel în cauză a fost imobilizat, fiindu-i întocmite actele premergătoare în cercul urmăririi penale pentru săvârșirea infracțiunii de amenințare și de port ilegal de armă albă. Asupra agresorului au fost găsite două cuțite cu lama de 19, respectiv 13 cm și lungimea de 36 de cm, dar și un topor. Bărbatul a declarat că purta armele asupra lui din cauza că vecinii și toți cei din jurul lui îl stresau. Păi, vedeți, de familie voastră, n-am luat o amendă în viața mea, n-am deranjat pe nimeni și n-am deranjat pe nimeni. Și lumea a continuat și la muncă, și pe stradă, și la bloc, și la cutare. Agresorul a mai fost internat la spitalul de psihiatrie și a întrerupt medicația consumând alcool. Pe numele lui au fost întocmite acte de sesizare pentru săvârșirea infracțiunii de amenințare. Cercetările au continuat la secția 3 Poliție Galați.